Un urmăritor mă întreabă: bună ziua, dacă pe general am un separator cu fuzibile de 20 de ampere, este bine să fie fuzibilă și pe nul? Nu este bine. Și pentru că preocuparea noastră întotdeauna trebuie să fie legată de faptul că nu trebuie să se întrerupă nulul înaintea fazelor, cum vă povesteam și în video anterior când povesteam de acel electrician care a montat protecție monopolară pe nul și fazele le-a trecut printr-o tripolară și în momentul în care a avut un defect a deconectat monopolar, adică a deconectat neutru și s-a ales praful de acele echipamente. Același lucru trebuie să înțelegeți că noi căutăm cumva să nu deconectăm nulul și nu numai noi, și producătorii. Imediat o să vă și arăt și o să vă și plimb pe aici să înțelegeți exact despre ce este vorba. Ce vreau să vă spun este faptul că, în principiu, noi, echipamentele noastre, luate de la producători, da? Trebuie ca, în momentul în care ele au specificat că trece nulul prin ele, uitați aici, da? Practic, în momentul în care le desfaceți, vedeți că aveți un șunt aici, da? Unele pot fi scoase, altele nu. Mare atenție și din punctul ăsta de vedere, pentru că am văzut situații în care astea au ieșit. Practic sunt niște bucăți de țeavă, da? Au ieșit și au venit băieții și le-au înlocuit cu protecții fuzibile, da? Același lucru se întâmplă, iată, avem neutru, da? Aici, da? Nu văd că... Și uitați, dacă vreau, îl scot. Ați văzut ce ușor l-am scos. Și apoi te poate păcăli și poți să vii și să pui fuzibilă și atunci ai o problemă. Bineînțeles că și în varianta monofazată, unde avem neutru, avem acest șunt, să spunem așa. În varianta totuși, varianta bipolară, nu vine cu acest șunt, tocmai pentru că aici se consideră că aș putea să-l pun și pe două faze. Așadar, în principiu, noi trebuie să ne asigurăm că nu deconectăm neutru separat față de fază. Și ați observat că, în general, și producătorul trebuie să se asigure că în momentul în care îți vinde o componentă, trebuie să fie prevăzută cu acest șunt, această țeavă care vine la neutru. Cum vă spuneam, în varianta monofazată nu e atât de grav, pentru că dacă se întrerupe neutru, mă rog, rămâi cu faza în instalație, dar constați acest lucru și bineînțeles că te duci și cauți unde s-a întrerupt. Dar când vine vorba despre sistem trifazat, atunci e mult mai, să spunem așa, mult mai periculos. Asta e și motivul pentru care peste tot se caută să nu se întrerupă neutru, da? Nici nu ai cum să garantezi faptul că o protecție, o fuzibilă pusă pe neutru ar deconecta după, în situație de avare, după ce deconectează fazele. Vă plimb puțin prin laborator imediat și o să vedeți exact pe fiecare planșă cum sunt puse și mai tragem câteva concluzii atunci. Așadar, noi la cursuri, la cursurile noastre, echipăm fiecare tablou electric și în varianta asta au fost în varianta trifazată. Și ce vreau să vă arăt este faptul că, cum vă povesteam, la fiecare separator avem cele trei faze protejate cu protecții, siguranțe fuzibile, da? Care se pot înlocui și acest șunt care vine pe neutru. Bineînțeles, cum vă spuneam, ia, ăsta la fel, vine la fel. Problema e că de multe ori am întâlnit situații în care au căzut și în locul lor s-au venit electricianul și spune: domne, scoate ăla și pune asta, că e mai bine așa, ca să protejeze și nulul. De fapt, nu face decât să facă un rău, da? Deci niciodată în varianta trifazată nu trebuie să aveți 4 fuzibile, da? Și încă ceva, trebuie să urmăriți întotdeauna ca și corespondența circuitelor să fie făcută corect, în sensul în care unde scrie neutru, trebuie să treacă, unde scrie
Nemutul trebuie să treacă nulul, da? Deci trebuie întotdeauna să măsurați. Știți că de multe ori povesteam că codul culorilor e o chestie așa la alegere la noi, de obicei. În acest motiv trebuie să vă asigurați și vă spun asta pentru că avem situații în care, iată, aici avem neutru, da? Uite-l. Întotdeauna trebuie să fie, da? Dar avem situații în care, ați observat, acolo avem nulul pe dreapta, dar aici avem nulul pe stânga. La Hager, da? La fel, ăsta mă împiedică să-l scot. Acum, dacă vreau să-l scot, îl scot până la urmă. Dar ce vreau să înțelegeți este că în situația asta, observați că nulul este pe stânga, da? Față de cum ați văzut mai devreme, că era nulul pe dreapta. Dar ne uităm la conductoare. Vedeți aici albastru, aici albastru pe nul, aici albastru pe nul, în dreapta, da? Deci, mare atenție cum le utilizați, când le utilizați, pentru că și dacă îl pui așa și vii și pui nulul, îl pui în stânga, în cazul nostru, nu faci decât să riști, să-ți dai foc la casă. Așadar, prieteni, cei care utilizați protecții și cu separatoare fuzibile, încercați să le folosiți corespunzător, pentru că, cum v-am zis, este la fel de, să spunem așa, la fel de periculos, cum ați văzut că era și în situația asta. Da? E același lucru. Da? Aici trebuie să aveți acest șunt. Da? Nu pot să-l scot pe ăsta, dar pot să-l scot pe ăsta. Da? Iar dacă voi puneți protecție fuzibilă aici, nu faceți decât să riscați ca în regim de scurt circuit, practic să se ardă această protecție fuzibilă și de aici pleacă și problemele noastre. Da? Așa că mare atenție ce faceți. Pentru cei care încă mai vreți să mai să înțelegeți lucrurile cum ar trebui făcute corect, vă aștept la cursuri, nu mai sunt multe locuri pentru septembrie, deja s-au ocupat în mare parte. Așa că încercați să vă faceți treaba bine, pentru că mai devreme sau mai târziu o să deveniți responsabili pentru ceea ce faceți și o să atârne foarte greu tot ceea ce faceți acum pentru viitorul vostru. Așa că eu zic să fiți atenți la modul în care folosiți aceste echipamente și cum le utilizați și mi-aș dori ca toată lumea să fie responsabilă și cumva oamenii simpli, oamenii care utilizatorii instalațiilor să fie cât mai protejați. În speranța că și aceste sfaturi v-au fost utile, vă las liniștiți, iar până data viitoare rămâneți pe fază.